Bună ziua! Bucuroși de oaspeți? Bucuroși! Astăzi, aici, în această minunată familie, este mare sărbătoare, căci își sărbătorește ziua de naștere, cea mai scumpă, cea mai bună, cea mai dragă, cea mai iubită, măicuță, bunicuță, mătușă, doamna Nina. Știm precis că de dimineață ați mai primit mesaje de felicitare în adresa dumneavoastră. Iată că și noi ne alăturăm la toți predecesorii noștri și vă dorim tot binele din lume. Sănătatea să vă găzduiască, norocul să vă însoțească, să vă dea Domnul ani lungi, frumoși, doar cu sănătate, doar cu fericire, doar cu bucurii din partea celor care vă urmează. Și v-aș mai spune, la mulți ani cu sănătate, Domnul să vă dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc. Și fie ca cei dragi sufletul să stea cât mai mult aici, în preajma dumneavoastră, și îngerul păzitor să-și deschidă larg, larg aripile și să vă călăuzească orice pas ce îl veți face în continuare, la mai mult și la mai mare. Mulțumesc tare! Noi oferim servicii surprize pentru tine. Și vă pune tradiționala noastră întrebare, cum credeți cine a solicitat felicitarea? Poate copii, poate nepoată, nu știu. Haideți să vedem! Țineți această orhidee minunată! Avem ceva mai tărișor? O tortă pe care nu pot două fete ținea bine! Și sigur că avem și un mesaj care vă aparține. Scumpa noastră, astăzi, la buchetul vieții adaugi al 70-lea trandafir. Lasă-i să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie ca florile iubirii să-ți împodobească viața și să-ți vezi toate dorințele împlinite. Îți dorim ca pe aripile celor patru anotimpuri să ți se aducă numai belșug în casă, numai devotament și ajutor în prietenie și numai gânduri pozitive și fericire în inima ta. În spatele tău se ascunde o viață întreagă, constituită din amintiri frumoase și nu prea, din câștiguri și eșecuri, lacrimi și zâmbete, dureri și plăceri. Prin amalgamul ăsta de emoții, noi oamenii creștem și devenim personalități valoroase și demne. Îți dorim să fii mândră de ceea ce faci, să te bucuri de dragostea celor din jur și să fii mereu respectată pentru ceea ce creezi. La această etapă a vieții poți să te oprești și să savurezi viața la justa valoare, să te bucuri de micile ei plăceri, să călătorești și pur și simplu să ai timp pentru tine și hobby-urile tale. Îți dorim să folosești acest timp rezonabil și să fii o persoană împlinită pe deplin. În această zi frumoasă, dorim să te bucuri de fiecare mărunțiș în viață, sănătate să te găzduiască, prietenii să te ajute în momentele grele, să ai credința și puterea Domnului de a duce la capăt orice gând zămislit, într-un binele tău și a celor din jur. Îți urăm o zi de voie bună și sperăm ca dragostea noastră să-ți umple viața la fel cum dragostea pe care ne-o porți umpe pe ale noastre. Lasă liniștea, confortul și armonia să domnească întotdeauna în casa ta. Îți dorim să te bucuri de viață, să fii surprinsă de emoții pozitive, să te bucuri de fiecare minut, să visezi. Rămâi mereu aceeași doamnă, luminoasă, amabilă, veselă și zâmbitoare. Ne cerem iertare că în așa o zi importantă nu suntem alături, dar cu sufletele și gândurile suntem aproape. Te iubim enorm, cu la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vin nepoții de la frate, Ion, Andrian și Tatiana din Berlin. Felicitări dumneavoastră! Știți, cred că prin intermediul nostru sunt și ei, aici, undeva lângă dumneavoastră. Puteți să le transmiteți un mic mesaj? Scumpii mei, vă mulțumesc tare mult! Și vreau ca să fim alături întotdeauna. Care suntem în toți împrăștieți și de par. Vă așteptăm acasă. Vă mulțumesc tare mult. Noi vă dorim o zi cât mai frumoasă, o sărbătoare pe cinste
și felicitări pentru această omageată care astăzi împlinește 35 plus 35. La mulți ani!